Un copil de 14 ani, surdomut, a fost lovit mortal de o ambulanță smurdă. Accidentul s-a petrecut pe o trecere de pietoni din Cluj, în momentul în care autospecial era în misiune și se pare că tocmai din cauza handicapului băiatul nu a auzit-o. S-a bazat doar pe culoarea verde a semaforului, dar nu a fost suficient. Ambulanța abia ieșise din curtea ISU și se grăbea spre aeroport, unde urma să aterizeze un elicopter care aducea un bebeluș de 5 luni ce trebuia transportat de urgență la spital.